Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Datoria guvernamentală, datoria statului. Datoria statului român a urcat în februarie la 52,4% din PIB, din produsul intern brut, 52,4% din PIB. Asta nu pare să preocupe pe nimeni. Mie unuia starea finanțelor României mi se pare din ce în ce mai alarmantă. Deficitul bugetar este de două ori mai mare decât limita de siguranță impusă de Uniunea Europeană. Inflația e foarte mare. Lună după lună este la niveluri record în Uniune. Numărul de angajați la stat e în creștere permanentă. Evaziunea fiscală e la niveluri uriașe. Iar cei care plătesc totuși taxe în această țară, aparent din ce în ce mai puțin, sunt mereu vizați de noi și noi măriri de biruri. L-am auzit pe domnul Ciolacu observând corect zilele trecute că evaziunea fiscală în țara noastră este foarte mare, dar că și că taxele, că taxele în sine nu sunt atât de mari. Asta a spus domnul Ciolacu. Și întrebându-se, spunând că ceva trebuie făcut. Și eu mă întreb ce credeți că o să facă domnul Ciolacu? Adică credeți că o să se ducă acolo unde este evaziunea fiscală mare și o să-i caute pe aia care nu plătesc taxe și o să-i pună să plătească sumele datorate? Sau o să ducă pe aia care tot mai plătesc și o să spună, dacă tot plătiți voi, ia dați mai mult? B. Da. Și iată încă o veste proastă aceasta. Guvernul se împrumută într-un ritm năucitor, iar datoria a depășit de 50% din PIB. Acest nivel este considerat un prag de alarmă roșie. Adică există chiar și o lege în vigoare care impune guvernului să ia anumite măsuri într-o astfel de situație. Dar guvernul ignoră pur și simplu legea, prevederile. Deci, care va să zică? Potrivit legii responsabilității fiscal-bugetare, la depășirea pragului de 50% din PIB datorie, guvernul trebuie să anunțe și să pună în practică un program pentru reducerea ponderii datoriei publice în PIB și să oprească orice creșteri de cheltuieli bugetare, cel puțin până la echilibrarea situației. Observă publicația cursdeguvernare.ro. Legea obligă, guvernul ignoră, completamente iresponsabil. Și cea mai mare parte a presei tace. Evident că nu degeaba cheltuiesc partidele de la guvernare zeci de milioane de euro ca să cumpere bunăvoința patronilor de media. Din datele finanțelor, reiese că guvernul Ciolacu a moștenit o datorie guvernamentală de 47,5% din PIB, care crește constant din decembrie anul trecut. Din totalul datoriei, mai mult de 90% este în contul administrației publice centrale, restul fiind la administrații locale, deci guvernul. Din această datorie guvernamentală, majoritatea este contractată în euro. Și ipocrizia guvernanților este cumplită. În urmă cu 4 ani, când încă era în opoziție, domnul Ciolacu critica aspru guvernul Ludovic Orban pentru datoria publică. Citez din ce spunea dânsul atunci. Ce face PNL? Era în opoziție. Ce face PNL? A desființat aproape toate programele naționale de succes și ce a mai rămas s-a distrus fie din incapacitate, fie din prostie. În schimb, zilnic îndatorează țara prin împrumuturi împovărătoare pe zeci de ani de acum înainte. Asta spunea domnul Ciolacu acum 4 ani. Rog, nu era departe de adevăr, că și guvernul, toate guvernele s-au împrumutat foarte mult în țara asta, că nu a ajuns datoria guvernamentală la 52,4% din PIB așa într-o lună. Dar continuă să crească, pentru că nimeni nu pare să se oprească și, în mod evident, la un moment dat urma să se atingă acest prag de alarmă. Și acum, mă rog, PSD și PNL, aflate ambele la guvernare, fac exact asta, se împrumută cu și mai mare intensitate. Și mai mult, puținele măsuri de reformă și de reducere a risipei banului public au fost adoptate așa doar de gura lumii și amânate imediat după aceea. Adică, de exemplu, deși a anunțat reorganizarea instituțiilor publice în toamna anului trecut, guvernul PSD-PNL a amânat măsura aproape imediat ce a fost luată și a amânat-o până la data de 30 iunie anul acesta. Și poate vreți să facem pronosticuri și în privința asta, că văd că facem mereu niște pronosticuri la fotbal, unde chiar n-are niciun fel de semnificație, dar să facem pronosticuri. E cineva care crede că măsura asta de echilibrare și reorganizare a instituțiilor publice, care a fost amânată până la 30 iunie, e cineva care crede că măsura va mai fi aplicată cumva anul acesta? Eu credeam că mă puteți da un
Da, că ai zis 30 iunie, n-ai zis anul. 30 iunie, da. 2024. Să spunem până la ce procent va ajunge datoria, mi se pare mai provocator. Da. Da, zic să ne pregătim mai bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.